Salutare tuturor, sunt Rafael și bine v-am regăsit la o nouă joacă pe World of Tanks. Mergem cu tancurile și credeți-mă că o să fie distractiv joculețul. Veche rău de tot seria pe canal World of Tanks, cred că ne jucăm din 2014-2015, nici eu nu mai știu. Ideea este că este un episod sponsorizat în colaborare cu cei de la World of Tanks, cei care au făcut joculețul, care sunt developerii, și este un lucru bun deoarece ei au susținut canalul și în același timp avem un cont plin cu tancuri, foarte multe tiere și mai departe, dar primiți și voi de asemenea link în descriere. Dacă vă place jocul pe parcursul episodului și vreți să le încercați, vă faceți un cont pe linkul descrieri, susțineți canalul și de asemenea veți primi multe bonusuri versus dacă ați jucat fără să vă înregistrați pe link, gen 7 zile de cont premium, bani, tank nou, skin-uri și alte chestii. Vedeți linkul că scrie exact tot ce trebuie să știți acolo pe acel link. Bun, sunt mai multe tankuri, ne-am mai jucat noi World of Warships, foarte similar cu World of Warships în ideea de multe tipuri de tankuri. Eu vreau să încerc astăzi heavy tanks, vedeți aici. Și o să jucăm până în tier 4, nu vreau să intru în tiere super super mari, pentru că acolo sunt băieții foarte foarte buni. Ne jucăm așa casual, fun, pentru că e distractiv. Momentan vreau să încerc acest tank. M-am jucat puțin cu el și mi se pare distractiv rău de tot. Lupta tocmai ce a început și vreau să vă uitați. În primul și în primul rând la grafică, arată super frumos, foarte colorat și uite cât de mișto se vede. Jocul acesta este strategic, nu e chiar gen Counter-Strike de te duci te bazi direct, dar dacă știi să te joci, poți face și asta. De asta îmi place Heavy Tank, da? Ne mișcăm pe W să dăm nimic foarte complicat, dăm pe rotiță, tragem cu tunul, cu țeava, deci e clasic rău de tot, n-ai ce să greșești. Anumite tankuri se pricep mult mai bine să dea de la distanță, altele de la apropiere. Noi suntem așa, pe bătaie. Am putea spune un pic pe close range, da? Harta o vedem în dreapta jos, nu mai știu ce apeși ca să mărești harta. Attention to position. Deci avem mai multe... mă, zici că e filmul, fii atent. Deci întotdeauna jocurile astea au arătat superb. Dar hai să lăsăm grafica și îmi place că poți să dai zoom mult de tot și să te uiți exact pe câmpul de luptă. În același timp, tu ai un punct verde, dacă vedeți cum mișcă ținta, mi-o urmărește un punct verde. Punctul la verde e punctul în care noi putem să tragem. De exemplu, văd aici un player și am tras în el. Vezi, am dat critical damage. Deci jocul acesta se bazează așa pe, am putea să-i spunem, peek-a-boo, adică apar și dispar. Ce trebuie să facem noi este să distrugem inamicii. Odată ce ți-a explodat tankul, tu nu mai poți să faci nimic. Deci ești papa lucea. Sau să le capturăm punctele, că sunt niște puncte, vedeți un steag acolo. Ăla putem să-l capturăm, dar o să fie greu că oamenii campează. Uite, cineva văd că fuge pe acolo. Aproape trăgeam în el. Am fost văzut, asta înseamnă beculețul acela. Vreau să mă retrag ușor și să mă ghidez după cu echipierii mei. De exemplu, în gardul acesta, uite, exact aici unde am eu ținta, poate să fie cineva, dar nouă nu ne apare pentru că el nu e vizibil. Odată ce tragi sau faci zgomot sau te văd alții inamici, apare, te vede toată lumea, gen becul ăla, gata, m-a văzut. Cineva pe care noi nu-l știm unde poate să mă fi văzut, da? Cam asta e toată chestia. Putem să dăm un zoom aici, putem să tragem acolo, dar ratăm. Îl văd pe ăla în stânga mea, e toată chestia. Și am tras, vezi, l-am speriat puțin. A plecat șobolanis. Îmi place că te miști repede, adică, nu știu, m-am mai jucat World of Tanks, în trecut era foarte încet, imediat îți luai one shot, uite, pot să mă duc așa, dar l-am ratat, vezi, cred că trebuie să aștept puțin. Mamă, cât damage i-am dat, what? L-am trezit la realitate. Deci, tu pui ținta, apoi se strânge ușor ca să fie mult mai, să ai acuratețe mai mare, ca și cum ai trage cu arcul, dacă are sens. Și nu știu, mi se pare foarte șmecher. Jocul e mult mai fast-paced, trebuie să ai mare, mare grijă. Văd că eu am rămas doar cu frățiorul și nu prea e bine. Uite, dacă dau zoom out, asta îmi place foarte mult, poți să te uiți strategic. Deci putem să-l vedem pe ăla în dreapta. Uite cât de mișto e chestia asta, nu știu, mi se pare wow. Deci din nou, aveți link în descriere în caz că vreți să încercați jocul și primiți și voi niște bonusuri. Uite-l pe ăsta în față. Eu nu înțeleg. Ăștia nu trag, ce am? O să încercăm mai multe moduri de joc. Deci vezi, acolo el putea să-mi dea lovitură super easy, uite-l pe ăla în spate. Cred că trebuie să le tragi la roată, nu știu, la zbate cu altcineva, habar n-am. Dar zice armor not hit, mamă, e proastă zona asta unde a rămas noi, de-aia au plecat aia. Deci e jalete, mamă, cât damage am dat! Nu cred. Avem damage sau ce ne zice? Stai să ne uităm puțin, mamă, nu știu dacă o să fie win match-ul ăsta, o să vă zic sincer. Cred că ne retragem. Ia atent, cobor așa pe pârtia asta. Fac o chestie proastă aici. Nu știu dacă văd vreun player. Dacă o fi cineva acolo, sunt papa. Dar vreau să le dau așa un mic flank. Cine mă vede? Mă vede cineva, dar nu știu cine.
A, ăsta mă vede, what? Mamă, dacă îi dau 2-3 hituri, trebuie să mă bag full pe ăsta, n-am ce să-i fac. Dar nu trage în mine, mă, ăsta e... Jucăm versus player sau versus calculator? Nu știu dacă e hibrid, aia e toată chestia. Nu știu... Vreau să mă ajutați voi în comentarii. Uuuu, l-am demagiuit ca lumea. Dă-mi, dă-mi cu spatele, dă-mi cu spatele. Bă, ăștia nu mă bagă în seamă, bă, își bagi joc de mine. Uite-l pe ăla la distanță. Na, nu putem să-l accesăm. Sunt anumite tipuri de glanțe, dacă observați. Dacă îi dăm la roți versus dacă îi dăm... Am ajuns la căpățână. Tu stai AFK! What? Ia stai așa, fii atent că schimb gloanțele. Schimb pe ăsta, pe 3, să văd ce face. Îmi place că încarcă foarte repede versus World of Warships. Asta îmi place. Na, nu merg gloanțele astea. No, nu merg deloc. Schimbăm la loc pe 1. Într-un fel, gloanțele vor penetra toată armura. Deci, contează mult de tot unde tragi, aia e chestia. Ăsta l-am cocoșat. Bă, faza e că noi nu mai suntem mulți, nu știu, cred că o să pierdem meciul. Stai să-l ajutăm pe ăsta al nostru. Stai. Stăm aici, că ăla nu cred că ne știe. Na, te să accelerezi, se accelerează greu. Mamă, e pe când deschis ăla. Stai. Uuu, ce mișto îi tragi. Na, e over, frățiorul. Critical damage. Na, e over, boys. Cruiser. Ok, ok, ok. Hai să nu mai departe. Ia vezi-l pe ăla, fii atent de la ce distanță îi dăm. Deci asta e mișto la tankuri. Direct aia am dat-o. Nici nu ne mai ascundem, că în ritmul ăsta îl cocoșam direct. 66. Nici nu ne trebuie acuratețe, fii atent. Doar îl lovim. S-a decis și el să plece la final. Bubuia la gen. Păi ești nebun, bat tot lobby-ul. Ok, 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 du-te înainte, du-te înainte. Uuu, mamă! Cum merge bă tankul așa repede? Uite-l pe ăsta. Mă văd. Na, vezi? Deci dacă te miști repejor, că sunt mai multe tipuri de tankuri. Uite-l la cât repede merge. Deci n-ai ce să-i faci. O, și-l văd pe ăla în față. Fii atent, snipe aici la kilometri. Oh! Nu, 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 nu te mișca, nu te mișca. Oh my god, armor not hit. Oh, l-a bubuit frățiorul. Bine, bine, drumuri bune, colegul, cum s-ar spune. Ceilalți nu-i vedem. Uite, ne-a apărut unul aici. Ok. Ok. Boom! Bă, prea troll jocul. Deci sparg tot lobby-ul. S-ar putea să fie boză așa, nu știu, dar o să testăm cu mai multe moduri de joc. Nu e problemă. Ia, că ne batem 1v1, nu știu ce iese de aici. Uh-oh. Armor not hit. Păi, că ne dăm cu spatele. Na, e over. Nu știu câtă viață am eu. Bă, am full, what? Mai e doar unul. Ce zici, fratele, pe unde ești? Hopa! Îl văd în față de tot. De asta vă zic că dacă vă înregistrați pe linkul în descriere și primiți avantajele respective, vă ajută puțin pentru că, na, ai un tank prun plus, ai contul premium, ca idee, față dacă vrei tu să te joci fără link. Acum, doar ajuns canalul în plus, poți să te joci oricum. Mamă, trebuie să-i luăm obiectivul. Faza e că la fugiști trebuie să-l alergăm, gen. Unde s-o urcăm, mă, pe munte. Vezi, dacă stai în tufiș acolo nu te vede nimeni. Literalmente. Nu știu dacă se prinde ăsta al meu să luăm împreună punctul. Vino, vino și tu înăuntru aici să luăm punctul. Că durează mult de tot, deci 2 minute durează. Nu știu unde s-a ascuns. Se duc ăștia după el, aparent. Hai, hai, să mergem după el atunci. N-are sens să stau 2 minute aici. Hopa. Are loc o luptă grea. Accelerăm, accelerăm. De asta vă zic că îmi place că e fast paced. Cred că anumite tankuri pot să tragă peste munte. Mi se pare că sunt mai multe tipuri. Și unul știu că are artilerii de aia de aruncă cu rachete. Ceva de gen. Nu sunt 100% sigur. Victoria royală, cum s-ar zice. Prea distractiv. Vezi că e tare. Chiar mi se pare mai mișto față de cum jucam noi înainte. Dar aș vrea o hartă cu niște clădiri. Asta mi-aduc aminte că mă jucam World of Tanks. Mă felicită jocul că am făcut levele, că am făcut victorii, că am puncte, afirmativ, nu știu ce. Noi o să rămânem momentan tot pe Heavy Tank, da? Deci pe un tank greu,
Dar o să mergem la un tier. Hai să încercăm din Japonia, din Japonia. Și ne ducem, nu la Platon. Am jucat pe live și cu abonații. Dă-i la, nu random battle, competitive mode. Aici și că o să fie dificil rău de tot. Bă, nu-mi dau seama, mă uit aici. Deci asta nu putem să-l jucăm că e cu tier 10. Ăsta nu cred că e ce ne interesează. Și am debifat Encounter Battle, ce am jucat noi adineauri. Dar scrie că e cu jucători, nu știu, nu scrie că e cu boți. Habar n-am care-i faza. Bă, nu înțeleg că durează până ne găsește jucători. Deci, nu știu ce să zic. Dacă are sens, ne jucăm alt mod de joc. Noi atacăm și ceilalți jucători apără. Fii atent ce tare e, poți să distrugi zidurile cu totul. Deci n-ar avea sens să fie boți dacă durează să-mi găsească match. Mi-ar găsi instant. Opa, ăla intră în casă. Știu că poți să distrugi și casa, sau? A, doar anumite bucăți dacă trag. Ok, mașina asta e că o distrug cu totul. LOL. Bă, aia mergea distrusă casa. Ok, asta nu. Ok, got it. Bun, mișto rău de tot, tactical view. Ok. Frumos, văd playeri în față care încearcă să apere. Ai noștri au luat la dreapta, noi ne ducem în față, nu cred că e o idee bună. Da, nu e idee bună. Opa, meciul ăsta o să fie mult mai greuț. Hai să ne întoarcem, îl văd pe la acolo și nici nu pot să urc spre el. Aia e problema, că îl cocoșam, deci al nostru deja e mort. Wow, un început greu rău de tot. Hai să vedem dacă reușim să nimerim niște hituri, că ei nu ne cunosc pe noi. Deci eu l-am văzut pe ăla la o poștă. Uite-l cum campează, mă, șobolanis. Ia din că l-aștept aici. S-ar putea să joace... A, mă, nici el nu mi-a dat damage. Am tras unul într-altul și n-a dat nimeni de... Interesant că tu te uiți așa, dar el dispare dacă nu-l mai vezi. Gen, dacă jocul nu ți-l mai detectează, nu știu cum să zic, dacă odată ce s-a ascuns, dispare cu totul. Gen, el poate să fie pe drum aici, dar eu nu-l văd. Dacă nu-l detectez, gen, să-l fi văzut cineva. Na, e mult prea periculos. Ne ducem pe partea cealaltă, unde e echipa noastră. Și încercăm să ne cocoșăm cu frățiorii. Trebuie să prindem niște hituri. E practic un joc de sniper aici. Da. A, și noi avem bază, deci. A, ok. Deci ambele echipe au câte o bază, ok. Am înțeles, îl văd pe ăla fix în față. M-au detectat ei pe mine. Limerez, mă, pe ăsta, că nu pot. Damn, unde e poziționat nemernicul. Trebuie să urcăm la el de urgență și nu putem. Îl văd pe ăla acolo. Na, ni l-a spart și pe al nostru. Bă, eu prea OP, mă, poziția ăluia. What? N-ai ce să-i faci efectiv. A tras deasupra prea easy. Și nu putem urca la el. Dobor copacii. Îl vedem pe ăla după perete, dar stai așa că ne băgăm toți. Ăla vrea să tragă mine, dar m-am apropiat prea mult și nu poate. Îl vedeți? Trage în ălălalt. Ăla-i AFK. Bravo, tată, ești mega inteligent. Ești mult prea inteligent pentru secolul ăsta. Așadar, evil la locație și mă duc să-l bat pe ăsta. Deja m-a enervat. Deci m-a enervat grav ăsta. Nu te cred că a căzut. Deci nu te cred că s-a aruncat. Stai că ți-l distrug pe ăla. Ți-l fac franjuri. Opa. A, păi sunt 3 versus mine. Vă pup, boys. Ne băgăm la un mod de joc mai dificil. E similar, trebuie să ne atacăm unii pe alții, să cucerim baza, dar harta e mult, mult, mult mai grea. Ne trebuie o echipă bună. Meciul anterior mi-a murit toată echipa. E interesant, poți să distrugi garduri, case, anumite case poți să tragi în ele și se destramă cu totul, dar nu știu care sunt. Cred că n-ar trebui să trag, că îmi dau reveal, dar vreau eu să vă arăt că e troll jocul. E o hartă mișto unde e full oraș. Aia aș vrea să jucăm. Jocul ăsta se axează mult pe poziționare. Deci trebuie să ai o poziționare cât mai bună. Ori moare toată echipa lor, ori le capturăm un punct. Deci știți deja cum este treaba. Ce mi s-a părut mie insane. Poți să urci pe aici? N-ai cum. Deci high ground e cel mai important lucru în jocul ăsta. Nu, n-ai cum. Efectiv a stat un player sus acolo. Uite că deja l-o moră pe ăla. Ia atent, hai că ne băgăm pe aici. Majoritatea echipei e în partea aia. Venim pe această zonă. 1, 2, 3, 4. Mai sunt doar 2 ascunși pe undeva. 1, 2, 3, 4, 5. Doar 1 mai ascuns pe undeva. Mamă, o să fie mega ușor. Fii atent ce facem aici. Și fii atent cât de mișto o să fie. Că noi avem și heavy tank și îi distrugem. Da, dacă vă uitați sus lângă unul ăla verde. Uite exact aici unde punem auzul. O să vedeți că doar eu am heavy tank.
Nimeni nu mai are, nu știu de ce. Că mi se pare distractiv. Și fie antena aici. Strategy. Ăla se ascunde după casă. E că vreau să văd ce face șobolanul. Deja-l văd, dar e prea aproape. Opa. Deja-l cocoșăm pe ăsta. Ok, ok, cineva trage în noi, nicio problemă. Ia vezi-l. Ia vezi-l. Ia vezi aici ce frumos dăm. Franjuri îl facem și n-are ce să facă. Deci franjuri. Doar pentru că avem poziționare mai bună. Ăla e mort. Gata. Critical hit, nu se mai mișcă. Te pup. Te pup papa, se zice. Așa e probabil și în viața reală. Ăla s-a ascuns după casă să ne vâneze. Și ce înseamnă poziționare? Asta e joc de strategie, știi? A, uite-l. N-are ce să ne facă. Te pup, papa. Deci m-am jucat doar un meci înainte ca să învăț locul ăsta. Că ne-a bătut unul exact așa și m-am enervat maxim. Deci cel mai frustrant loc de pe hartă, credeți-mă. Te frustrează maxim. Stai aici și ai spart. Deci zici că mă joc cu nubi și ăștia nu sunt nubi. Dar, adică poate sunt nubi, dar nu e gen calculator. Sunt jucători care nu înțeleg poziția asta. Fii sărat și uite de șutul ăsta. Vrea și el să facă ceva. Asta s-ar putea să tragă noi, dar el e jos și nu prea poate să ne lovească. Înțelegeți? Ce zici, văruț? Ăsta e gen, vezi un life hack pe TikTok? Exact așa e, s-a ascuns după casă, ăla nu mai iese de acolo. Ăla nu mai iese niciodată de acolo. Hopa, asta e așa? Păi că ne-a depistat vericul. Nu știu ce tip de glonț îți trebuie. Vezi că n-am nicio... Nu pot să-l las mai jos. A, păi dacă se duce... Dar uite că nu-l nimeresc. Cred că pe partea de sus trebuie să-i trag. Bă, dar ăla nu înțelege cine-l atacă, gen. S-a ascuns la loc. Cred că ai noștri le capturează baza? A, ba nu, că aia sunt morți. Da, uite, vezi, i-au vrut să captureze baza și au murit. M-a văzut, fuge, dar nu înțeleg de ce fuge, că îl atacă ceilalți. Și literalmente are 4 HP. Doamne, jocul ăsta e nebunie. Cel puțin harta asta, te spargi de râs. Bat tot lobby-ul. S-a băgat după căsuță. Critical hit. Amă, dar dăm... Nu știu dacă dau damage mult, cam eu heavy tank. Aia e toată chestia. Dar literalmente, bat tot lobby-ul. Mă, ce? Da, mi se pare prea tare. Deci dacă vreți să încercați din nou, știu, vă bat la cap, dar link în descriere. Neapărat, vă faceți un cont acolo, încercați jocul. Primiți avantaje în plus. Vedeți toate avantajele pe link-ul în descriere. Îți faci un cont și te joci direct, îi dai talpă. Pentru că e prea troll. Și gândiți-vă că eu intru aici și nu mă pricep super mult la joc. Cineva care înțelege super... Uite, poți să-i dai și direct de aici fără să mai pui ținta, știi? Dar trebuie să unească verde la pe tankul lui. Gen, poți să-i dau și așa dacă vreau, dar n-are sens. Ia zi, văruț. Încearcă să înțeleagă. Deși știu că așa e și pe World of Warships, cred. Dacă îi dai damage, cred că nu se mai poate mișca în anumite locuri. Da, te-ai nimerit prea târziu. Prea târziu te-ai nimerit să dai în mine. Au reușit să bată 3 player, dar... Ai high ground-ul, stai deasupra, bam, 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 i-ai luat pe toți. S-a terminat, literalmente. Deci, mai distractiv de atât, n-ai cum, am exterminat tot lobby-ul. Din nou mă felicită jocul, bravo, Rafael, te-ai descurcat, ai făcut nu știu ce. Vreau să trecem pe alt tip de tank. Vă las pe voi, desigur, să investigați, să înțelegeți mult mai bine fiecare ce face. Pe mine mă interesează light tank. Ce face light tank-ul? Nu o să fie atât distractiv pentru noi, dar este un suport, adică... O să vă arăt eu imediat. O să ne mișcăm foarte repede, deci... Nu știu, ne alegem și noi o țărișoară de pe aici. Nu știu, hai să mergem cu François. Ce mă, în spate, portalul. Vreau să mergem... Ăsta are mobility foarte mare, deci o să ne mișcăm insane de repede. Poate îmi ziceți voi în comentarii ce trebuie să fac să mă joc și altă hartă. Că sigur sunt multe hărți. N-are, mă, cum, nu știu. Îmi ziceți voi că vă pricepeți mai bine. Fii atent, misiunea noastră e simplă, 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 simplă. Suntem suporți, adică nu dăm damage, dar ne mișcăm foarte repede. Ce trebuie să facem noi?
efectiv zici că sunt la rally, uite ce sare tankul în aer. Noi trebuie să depistăm inamici, atât. Deci noi trebuie să ne păstrăm distanța și să depistăm inamici. Sunt la distanță și ne uităm după frățiori. I-am văzut, ei nu ne-au văzut pe noi, deci nimeni nu știe unde suntem. M-a văzut într-adevăr cineva acum. Pot să dau un ăla, sincer. Dăm așa ușurel din gard, că nu mă știe, nu mă știe. Îi dăm la lejer, dar noi murim instant dacă ne-a văzut careva. Hai să-l apărăm pe ăsta al nostru. Am plecat, boys, v-am salutat, baftă. Baftă lume, pagen. Că noi trebuie să stăm mult mai departe. Bă, cum ne ducem, raliu, efectiv, îl văd pe la acolo. Trebuie să intru într-un tufiș și să campez într-un fel. Ăla a murit pe dreapta. Îl văd pe ăsta în mijloc aici. Mă depărtez de el, mă depărtez. Cu cât mai departe, cu atât mai greu să nimerești. Ai, mama mea, ce caută ăsta aici? Nu, no, trebuie să colez la distanță, mă, ce ai? Mă duc prea aproape eu. Mamă, ce ghiulea i-a dat! Bă, da, harta asta e imensă! O patra care va după noi? Nu știu dacă ați văzut. Uite, eu nu-l mai văd pe el, de ce nu-l mai văd? Că din aur îl vedeam. Uite-l, uite-l. Zero damage! Nu trage, vărule! Nu, 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 nu. A, e prea troll, că mergem super repede. Bă, de ce mă sta FK? A intrat în joc, joacă-te! Să-l ajutăm pe ăsta aici? Mamă, ăla și-a bătaie în ultimul hal. Hai să-l ajutăm pe frățiorul aici. Ce pup, man. A, bă, lasă-l. N-am ce să-i fac, dau zero damage. N-am tras unde trebuie, că ăluilalt i-am dat mult mai mult damage. E după piatră șobolanul și nu-l văd. A, iau-te-l și pe ăsta aici. Deci îl văd pe ăla acolo. Mamă, l-a bătut, l-a bătut, e perfect, e perfect. Deja sunt un pic cam prea aproape în teritoriul inamic. Dar poate îi ajut să-i depistăm pe toți. Da, mă plimb random rău de tot, că trebuia să mor până acum. Mamă, suntem poziționați bine aici. Fii atent, îl văd pe ăla. Pe cine mai vedem? Mai sunt 3 oameni pe hartă. Ia fii atent că încercăm ceva. Deci ăla nu-l atacă nimeni. Băi, eu mă duc să cuceresc baza. Dacă reușim să le furăm baza, suntem prea șmecheri. Și între timp poate trage cineva în noi. A, uite-l, uite-l, uite-l pe ăsta aici. Deci ăsta e în spate, ăla e acolo. Dar ăla apără baza, atât face. Și mai e unul pe undeva. Mamă, mă urmărește ăla, dar n-are cum să ne prindă. Deci ăla niciodată nu ne prinde. Unul e în spate, dar nu știu unde e. Fii atent, de nu-mi dă ăsta un bombeu acum. Ăla îmi pune pinguri, știi, să văd că e... Să văd că e acolo. Trebuie să facem ceva cu frățiorul, că... Pare că vrea să intre la noi în bază. Deci văd player acolo odată. Bun, deci aia doi sunt. Le dau pinguri. Ia stai mă să-i dau eu stuia ghiuleaua. Aaaa! Trage în mine șobolanis! Fii atent că ea sunt toți... Oh my god, trage ca lumea, văd. Brodere, n-ați realizat o chestie. Ați lăsat baza goală. Ăia au plecat toți din bază. Mamă, încă mai trage după mine ăla. Te pup, man, sunt direct la tine în bază. Până vin ceilalți. Fii atent că suntem doi, cred că putem să capturăm. Ilie, capturează-mă aici, că nu știu cum pun. Dă-i, dă-i la, dă-i la ăsta aici. Bă, lasă-l, cum nu nimerim, bă, nimic. Eu sunt pur și simplu țintă goală aici, adică hai să mă ascund după baraca asta. Poate facem ceva, dar până vine celălalt. SOS! Intrați toți în bază, bă! Să capturăm mai repede. Doamne, ăștia sunt nebuni. Mamă, ce bucată i-am dat ăluia. Mă ignoră total frățiorul, nu are nicio treabă cu mine. Ăla era light tank ca noi, 100%, i-am dat prea mult damage. Păi în 10 secunde le-am la baza. Decât dacă îmi dă unul one shot undeva. Mai sunt doi, deci e ăla. Ăla e acolo, 100% șobolanul. Și mai e încă unul, gata. Enemy base captured. N-am câștigat? Am două baze.
vă pup, gen. Ca într-un meciul ăsta se vede că sunt jucătorii un pic mai slăbuți, că nu jucăm la rang foarte, foarte mare, dar e îndeajuns încât e ok pentru mine, știi, să mă pot juca. Deci, nu știu, mi s-a părut distractiv. Îmi spuneți și voi părerea voastră în comentarii. De asemenea, click pe linkul din descriere dacă vreți să încercați jocul pentru cele 7 zile gratuite de cont premium, bănuți și așa mai departe. Chiar a fost distractiv. Aștept niște sfaturi de la voi dacă v-ați mai jucat jocul și vă pricepeți mai bine. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, ne vedem la viitoare. Pa!